Festivalul Opera Nights a devenit tradiție, anul acesta ajungând la a 10-a ediție. Evenimentul este organizat și finanțat exclusiv de Consiliul Județean Hunedoara prin Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara, cu participarea extraordinară a Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța. Născut din dorința iubitorilor de operă din județ de a avea acces mai facil la astfel de spectacole, Opera Nights a devenit cel mai mare festival de operă în aer liber din România. Un real cap de afiș în cadrul ofensivei culturale organizate și susținute de Consiliul Județean. Anul acesta, festivalul se va desfășura în perioada 17-21 iulie, în cele 5 locații care acoperă toate zonele din județ, devenind astfel accesibil pentru o cât mai mare parte a iubitorilor de operă din județul Hunedoara. Suntem în linie dreaptă, în continuare, chiar dacă Laurențiu Nistor a fost acuzat în timpul campaniei electorale că bagă bani mulți în cultură. Noi continuăm acest lucru și în continuare Opera Nights se va desfășura în luna iulie în județul Hunedoara, din nou în cele 5 locații: Brad, Orăștie, Petrila, Hunedoara și Deva, și continuăm programul Ofensiva Culturală a Consiliului Județean Hunedoara. Ediția aniversară din acest an debutează în 17 iulie în municipiul Brad cu spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Reprezentația va avea loc în Piața Aurului de la ora 21. În caz de vreme nefavorabilă, spectacolul va fi găzduit în sala Cinema Zarand.